Situația economică dificilă din țările europene, dar și numeroasele probleme de adaptare determină mulți români plecați la muncă în străinătate să revină acasă. Împreună cu ei vin și copiii, care sunt înscriși în unitățile de învățământ din țară după ce au studiat în cele de peste hotare. Printre elevii școlii Vasile Cristoforeanu din Râmnicu Sărat, am întâlnit-o și pe Melissa, o fetiță de 9 ani, care anul trecut a învățat în Italia. Aceasta este elevă în clasa a treia și recunoaște că acomodarea nu este tocmai ușoară. Odată cu trecerea timpului, Melissa speră să se obișnuiască cu sistemul de învățământ din România. România este mai frumos la școală? Da. De ce spui asta? Păi, aici facem mai multe materii, suntem mai mulți, ne înțelegem și mai bine. Te-ai întors acum din Italia. Îți este greu aici la clasă? Te-ai acomodat greu? Cum este? Păi, este un pic cam greu la început, dar după o să mă obișnuiesc. Un rol important în acomodarea Melissei la școala din Râmnicu Sărat îl joacă colegii, dar și cadrele didactice. Este știut faptul că mulți dintre copiii care se reîntorc în țară după o perioadă mai lungă de ședere în străinătate întâmpină greutăți de acomodare și de vorbire a limbii materne. Dascălile oferă însă acestora tot sprijinul de care au nevoie. În ceea ce privește adaptarea celor care au venit, au revenit uneori, noi am încercat să facem tot posibilul reintegrându-i în aceleași clase dacă au plecat din școala noastră, în același colectiv, pentru a le face mai ușor adaptarea. Iar pentru cei care au fost nou veniți din străinătate la noi în școală, am informat profesorii, am informat dirigintele, care a consiliat de fiecare dată atât părinții cât și elevul. De la începutul anului școlar și până în prezent, la școala gimnazială Vasile Cristoforeanu din Râmnicu Sărat, au fost înscriși 3 elevi stranieri, toți venind din Italia.